Le faceți fanilor o bucurie de Paște și câștigați cu mediaș? Da, sperăm să le facem o bucurie. Avem și noi nevoie de puncte, însă va fi un meci greu, pentru că mediașul vine aici să câștige. Dacă nu câștigă, intră în hora retrogradării. Mizați pe faptul că ei vor fi obosiți după partida din cupă? Da, sper să fie obosiți și să fie un avantaj și să câștigăm. Aveți amintiri frumoase cu mediașul și cu Gazmeta în ultima oară, trecută la scor? Da, important e să câștigăm. Nu contează acum scor. În turi am bătut, i-am prins. Și nu s-a așteptat nimeni. În minutul 17 cred că era 3-0. Faceți ce faceți, dar cu Claudiu Niculescu pe bancă tot ne înfrânți rămâneți. Da, e bine. E bine că nu pierdem, însă era bună o victorie. Mai sunt șanse să vă îndepliniți obiectivul? Da, mai sunt, normal. Sunt numai 5 puncte față de locul 5. Mai sunt etape de jucat și eu zic că ne vom îndeplini obiectivul. O etapă perfectă în etapa trecută, ai marcat. Crezi că, nu știu, ți-ai recâștigat un loc printre titular, că în ultima perioadă ai fost și accidentat? Cum zici? Acum sunt bine. Nu știu, antrenorul decide. Eu mi-am făcut doar treaba. În derbiul etapei dintre Oțelul și Steaua sunteți fanii Stelei ca să puteți să mai recuperați din diferența de puncte pe care o aveți față de Oțelul Galați? A, mai e, Oțelul e pe 6. Mai e Vaslui în față. E deranjant să jucați în a doua zi de Paști? Da, vă dați seama că nu cred că s-a mai întâmplat așa ceva în România, însă asta e. E munca noastră și ce să facem? Nu știu dacă ai văzut ultimele declarații din presă de zilele acestea. Mai mult ca sigur domnul Walter pleacă de la Ucluș. Nu știu, nu am văzut. Există o oarecare înregistrare cu domnul Marginean, care le spunea angajaților că domnul Walter pleacă. Dacă el știe mai bine, nu știu, eu chiar n-am văzut, nu știu. Dar ce crezi că se va întâmpla cu Cluj dacă pleacă? Da, eu zic că nu o să plece, pentru că a investit atâția bani și s-a atașat foarte mult de echipă, de oraș și nu cred că va pleca. Se pare că și bugetul s-a terminat. Da, nu știu, nu prea sunt lucruri care să mă intereseze pe mine. Tu ai rămâne aici dacă ați dat de greu? Da. Mulțumim.